După un 1-1 cu Pandurii Târgu Jiu în deplasare, Astra întâlnește duminică pe stadionul Marin Anastasovici pe FCSB, fostă Steaua. Deși bucureștenii nu au anunțat oficial că galeria și suporterii fotbaliștilor din Ghencea vor veni la Giurgiu, forțele locale de ordine și-au luat măsuri pentru ca întâlnirea să se desfășoare în liniște. În ziua de Paște, peste 100 de jandarmi vor asigura măsurile de ordine publică la meciul de fotbal dintre Astra și Steaua. Accesul spectatorilor în incinta arenei sportive va fi permis începând cu ora 18, prin locurile special amenajate din Alea Fabrica de Zahăr, strada Chauncey Hardy și Alea Plantelor. Suporterii echipei oaspete nu și-au anunțat prezența la Giurgiu, însă în cazul în care vor veni, aceștia vor fi grupați în zona parcului Steaua Dunării și însoțiți de jandarmi până la stadion. Pentru a evita aglomerația, noi recomandăm spectatorilor să vină din timp, începând cu ora de deschidere a porților de acces, și totodată îi sfătuim să dovedească o atitudine civilizată, să nu se implice în incidente care ar putea tulbura ordinea și liniștea publică. Partida de pe Marina Anastasovici face parte din etapa cu numărul 26 și va începe la ora 19. Din sezonul 2011-2012 și până în prezent, cele două echipe s-au întâlnit în campionat de 10 ori, cu 5 victorii pentru foștii steliști, una pentru Astra și 4 egaluri.